Salutare, salutare! În cele ce urmează o să vorbim despre războiul din Ucraina și mai precis o să vorbim despre crimele de război care se petrec acolo. O să vorbim despre crimele de război comise de armata ucraineană, crime care în general nu sunt acoperite de presa occidentală și zic eu că ar fi interesant să vedem ce se petrece și din partea cealaltă a realității, ca să mă exprim așa. Vedeți aici un soldat, da, cu însemnele ucrainene. Hai să-i dăm play. Probabil că observați că am sonorul dat, o să și vedeți de ce, am sonorul dat la minimum, pentru că mai toate clipurile astea de război puse de ucraineni au muzică, domne. Deci ce să vezi? Studiourile de producție Zelenski. Ia uitați, da? Vedeți că este muzică, am oprit-o. Ce vedem noi aici? Soldați militari ucrainieni, adăpostindu-se în ceea ce pare o instituție publică, da? Ia uitați-o, da? Clar nu este un bloc de locuințe. Ne uităm și în această cameră în care intră acest domn. Ia uitați-vă ce jelan este acolo. Ia uitați. Trag pe fereastră, da? Nu știu ce instituție este asta. Ar putea fi un spital, văd lămpile astea, da? Care sunt coborâte jos, dar poate fi o școală, poate fi orice, da? Să știți că o armată care se adăposește în obiective civile de tip școli, grădinițe, maternități, spitale și așa mai departe, acea armată comite o crimă de război și pe urmă presa occidentală se miră, da? Când rușii bombardează aceste clădiri, păi bombardează aceste clădiri pentru acolo s-a ascuns inamic, da? S-a adăpostit inamicul. Uitați-vă. Ia uitați-vă ce se întâmplă acolo. Da? Bun. Și închidem acest tab, că ne-am distrat suficient cu el, între ghilimele, și acum ne uităm la un alt video, da? Propaganda occidentală spune, domne, că neapărat, neapărat cetățenii din Donbass țin cu Zelenski și nu îl suportă pe Putler. Parcă așa îi se spune. Niciodată n-am să înțeleg ce este atât de interesant la această expresie, de o folosesc toți pe internet. Da? Aici o să ne uităm la un videoclip intitulat Oamenii stând la coadă pentru a primi cetățenia rusă în orașul Melitopol. Da? Și vreau să spun că prima oară am pus clipul ăsta pe Facebook. Facebook, neavând o subtitrare automată care chiar să și funcționeze, și din cauza asta au venit diversi, ca la un semn, a fost inundată secțiunea de comentarii cu comentarii de genul stau la coadă la pâine, uitați, au sacoșe, nu stau pentru cetățenie. Numai că acum suntem pe YouTube, da? Și am activat traducerea automată Google, da? Care nu este foarte precisă, dar ne poate face să înțelegem ce se petrece acolo. Și acum îi dăm play. Militopol, понедельник. Ажиотажный спрос на получение российского паспорта. Vedeți? Chiar dacă nu era subtitrarea, ia, ciuliți urechea, cum sună. Ciuliți urechea. Click. Паспорт. No. No, no. Получение российского паспорта. Российский паспорт. Ceva de gen. Da? Putem să ne dăm seama că nu este vorba despre pâine, ci despre ce pentru pașapoarte rusești. В очереди стоит несколько тысяч человек. Da, deci avem de-a face de un popor, câteva mii de cetățeni, da, care doresc să aibă aceeași cetățenie ca și Putin. Ok? Ia să vedem. Partnerul center. И будут открываться еще. Потому что желание людей стать гражданами России необходимо срочно удовлетворить. Ибо это желание, как мы видим, очень... Da, deci omul spune că ăsta este un centru de pașapoarte nou care s-a deschis de curând și că vor mai fi deschise și altele pentru a face față cererii, deoarece foarte mulți cetățeni își doresc cetățenie rusă. Da? Deci, iarăși, o chestie pe care nu o să o vedeți la Gâdea, nu o să o vedeți la Radu Tudor,
Interesantă și perspectiva asta, voi ce spuneți? Și acum ne întoarcem la crimele de război și ne uităm pe un videoclip care se numește lansarea simultană a mai multor rachete Tochka-U către Donetsk. Asta eu zic că este o crimă de război. O să vedem și cum arată pe partea alaltă în Donetsk când ajung la ei, dar întâi ne uităm la acest clip, îl dăm full screen și ce facem? Bineînțeles, luăm sonorul, pentru că, ce să vezi, iarăși au editat cu muzică. Ia uitați. Ia. Da? Deci cu muzică. Nu, oprim, uitați-vă la armament greu, da? Ia uitați. Undeva pe un câmp din Ucraina, zice autorul clipului că aceste rachete se duc către orașul Donetsk. Da? Uitați-vă și voi în ce hal arată treaba asta. Da? Și ca să ne lămurim că nu cumva sunt rușii cei care trimit aceste rachete, o să vedem un soldat ucrainean. Uitați, vedeți aici, da? Albastru, galben, pe mânecă. Bun. Tot timpul a existat pe internet discuția dacă când se petrecea o crimă de război cu rachete Tochka-U, că rușii le-ar fi trimis, numai multă lume nu știe că rușii au scos din uz acest tip de rachetă, ei având altele mai performante și mai noi. Da? Și au rămas doar în dotarea armatei ucrainene, care vedeți că le folosește. Și acum să vedem la ce le folosește. Așa, și ne uităm pe următorul clip făcut de Graham Phillips, da? Un jurnalist britanic care transmite din partea rusă, da? A Donetskului, okay? Mă rog, din partea rusă a teritoriului ocupat, mai precis din Donetsk, și îl vedem acum în mașină, iarăși am activat subtitrarea automată, să vedem ce zice, dar aici nu ne va folosi prea mult, ia să vedem. Ukrainian forces bombarding the city of Donetsk with shelling, absolutely bombarding. Ne spune că forțele ucraine bombardează, absolut bombardează orașul Donetsk. Vedeți cum merge și vede o mașină oprită în mod ciudat, pur și simplu în mijlocul intersecției, da? Nu în mijlocul străzii, ci direct în mijlocul intersecției. Spune că e bombardată mașina. Stopped in the middle of the road. Oprită în mijlocul drumului. Și ce face? Vedeți, întoarce ca să se uite mai de aproape ce s-a întâmplat cu mașina respectivă. Și tocmai când se pregătea să filmeze mașina respectivă, a mai căzut o rachetă undeva în Donetsk. Deci nici nu știe ce să filmeze mai repede, bombardamentele sau mașina respectivă, dar se întoarce la mașină. Eu am mai văzut filmări din Donetsk tot în contextul ăsta și știu că autobuzele alea portocalii circulă pe acolo prin Donetsk. Și ce avem aici? Deci ea nu se poate decide ce să filmeze mai întâi. De necrezut. Este sânge acolo, da? Asta este o crimă de război, da? Uitați-vă. Nu cred că a fost bine pentru cine a fost în mașină. Vedeți, da? Roțile, da? Pneurile sunt dezumflate. Sânge. Mașina este avariată. Vedeți tot felul de chestii, da, pe stradă. Fragmente, probabil, de rachetă. Nu mai observați că străzile orașului sunt goale. Deci lumea se adăpostește. Țipenie de om pe stradă, da, toți probabil sunt la subsolurile blocurilor.
Ukrainian e aici cu cine? Da? Vedeți. Observați că n-are nicio treabă, da, cu semafoarele, semne de circulație, toată lumea este adăpostită și merge pe unde vrea el. Este cineva aici care face semn. În mod clar adăpostită, da? Îmi pare rău, nu pricep ce vorbesc, dar o să ne dăm seama și fără să înțelegem limba rusă. Mai e cineva aici, tot așa se adăpostește? Hai, spune! Vino! Repede! Ororile războiului. Îmi puteți spune frontul din Donetsk? Care este frontul din Donetsk? Își dispută ucrainienii cu rușii orașul Donetsk? Nu. Orașul Donetsk este ocupat de forțele ruse și linia frontului este mai spre vest. De ce bombardează acest oraș? Eu am mai auzit teorii de genul, spuneau, domne, dacă o țară este invadată, atunci națiunea invadată are dreptul să comită orice, inclusiv crime de război, o aberație, nu, crimele de război nu sunt acceptabile în nicio circunstanță. Vedeți că o calcă nu stă la discuții. Gol tot orașul, impresionant filmuleț, și o să-i dau like, apreciez, nu apreciez ce se întâmplă acolo, dar apreciez reportajul în sine, da? Că ni se arată adevărul, da? Adevărul neconvenabil pentru Occident și o să ne mai uităm. De data asta ne mutăm la Patrick Lancaster. Da, alt jurnalist de data asta american care și el filmează, da, din zonele aflate sub control rusesc, dar care sunt, se pare, bombardate de forțele ucrainene. Și aici iarăși am activat subtitrarea. Da? Ia să vedem ce zice doamna asta. Și pe urmă o să vă arăt și de unde filmează, ca să vă faceți o idee. Ei, dăm play. Ce este asta? Asta este o groapă pentru că acolo a căzut o rachetă și asta este ce a mai rămas din clădirea, da? Din blocul de locuințe, da? Care s-a aflat în proximitatea acestui bombardament. Doamna a călcat pe o bucată de sticlă când fugea disperată, da, să se adăpostească probabil la subsolul blocului după ce a căzut racheta. Bun, hai să tac eu mai mult și să o las pe doamna să vorbească. Da, deci este din Donetsk, da? Titlul videoclipului este Did Ukraine Fire? US Supplied HIMARS Rockets on Civilians in Donetsk? Hai să ne uităm totuși ce tip de rachetă este treaba asta. Ia, Google. Și ne uităm, da, și aflăm că sunt niște rachete de fabricație americană relativ moderne, dezvoltate în anii 90, da? Și care pot fi montate pe un camion standard al forțelor, da? M1140, whatever, cam așa arată. Da, bun. Hai să vedem cum le-au folosit ucrainenii după ce le-au primit de la americani. Vreau, înainte de orice, vreau să priviți împrejurimile și să remarcați ceva. Sărăcia evidentă a acestor locuri, da?
se pare că Donetsk și Donbass în general nu prea a înflorit în timpul regimurilor pro-occidentale. Este acolo o sărăcie peste care acum s-au adăugat și distrugerile războiului. Uitați-vă, totul este neîntreținut, da? Neîntreținut bălării. Ce se aude, cetățenii, da, locatarii blocului au ieșit să mai repare, să mai încerce să strângă molozul, ok? Asta se întâmplă. Vedeți oamenii obișnuiți, vi se pare doamna, a? Că este militar sau cea din spate? Nu. Că domnul zare de nu, vite pe omul acesta în zare. Oamenii obișnuiți, exact ca mine și ca tine. Da? Cu nasul în telefon mergând pe stradă. Și eu mă fac vinovat de chestia asta, recunosc. Deci, acum o oră și jumătate s-a produs atacul. Încă este în stare de șoc, doamna. Eu nu mă pus că chiar la strach, e niciun discurs. Mă să-mi scuze, ai cum de ești rulai, ai cum de ești rulai. Ai cum de ești rulai? Ai cum de ești rulai? De timp de rasă o probă. Nu știu ce cuvânt, au tras măra trupele ucrainiene. Probabil că nu a subtitrat, nu a tradus corect Google. Așa. Că целый день я слышу, как список улетает, здесь падает. Я это каждый день слышу. Да, știu și din ce locații sunt bombardați, orașul Pesk. Как вы знаете, trebuie să știți că rachetele astea, nu știu, astea americane cum să mă pregăteam să vă spun despre Tochkawu, care au rază 50 de kilometri, probabil că și alea americane au rază ca lumea, da? Deci, nu sunt la îndemâna rușilor, dar să ajungă ei la ele. Eventual ar putea să trimită lovituri aeriene sau de mare precizie, dar se pare că nu reușesc nici ei tot timpul treaba asta. Sușa, Europa, Ukraine, scuzau, că Rusia este la aibis. Rusia? Rusia nu a zis nu nicac se vrea din moment ce Europa și Europa se spune, da, în Europa și în Statele Unite se spune că trag ruși. Și a spune, nu rușii, rușii ne protejează, nu pot ei să tragă. Deci ar trage rușii în teritoriile ocupate de ei, da? Și locuite de etnici ruși, în mare parte. Nu ne cap să vedea din urmă, nu e. Am venit când toți în Rupovski, S.A., în S.A., pe tău îți s-o atunci plătit. Da? Vă mai ați făcut rău? Я не понимаю вообще в этом. Мне сказали, что это больше, чем 155. Я вообще не разбираюсь в этом. Но я знаю, что это тяжело, что там стреляют. Auziți cum se mătură sticlele, da, în care s-a rănit femeia. Da, probabil explozie a spulberat geamurile locuințelor. Vedeți? Un lucru jurnalistic, practic, da? Cumva să rămână pe reportaj locul exact al comiterii acestei crime de război, da? Și spune femeia, strada cu tare, districtul cu tare, da, numărul cu tare, din orașul Donetsk. Doamna Tatiana n-a vrut să-și dea numele întreg. Alții civili intervievați, să spun așa, de către Patrick Lancaster, uneori își dau și numele de familie. De la Ulița Vanișa, la 6-a, Chira, Curuș. Putem să înțelegem, da? Putem să înțelegem de ce le este frică. Chira, eu nu mă adăneți. Banii obiecte? Нету. Здесь дом, здесь садик, какие военные объекты? О, если нету. Блокури, да, клădiri de locuințe, o grădiniță, ce se mai găsește, nu? Și în România, pe lângă blocuri, școli, grădinițe. Păi nu e viac, tu ce vă încrezi și ceva e des? Потому что они кончили. Потому что они хотят нас уничтожить, и все. Понял. Sunt nebuni. De ce fac chestia asta? Nu știu. Ce îi spune lui Zelenski? Probabil iar întreabă dacă poate folosi cuvânte urâte. Este un de politicoase. De ce? Zelenski. Ați văzut cum s-a schimbat la față când ai auzit numele? Cum s-a întunecat la față? Ia uitați-vă. Zelenski, și un pideras. Trădător. A Putin normal e человек. Da? Путин нам помогает, а Зеленский, он конченый был изначально, я знала, что это не президент, как его могли вообще выбрать, я не знаю. И, ну, как бы, я не считаю его нормальным. Să explic eu, doamnă, de ce a fost Зеленский, pentru că partea cealaltă de Ucraina, da, pro-vest,
au votat pe Zelenski, l-a votat pe Zelenski, da? Voi nu l-ați votat pe Zelenski, dar se pare că votul vostru nu contează, la fel cum nu contează faptul că ați ținut un referendum, da? În care ați ales să vă despărțiți de Zelenski. Nu, n-a contat, referendumul a avut loc acum 8 ani și nu l-a băgat nimeni în seamă, deci nu a băgat în seamă voința locuitorilor, da? Acelui județ, să-i spunem, da? Că nu mai vor să facă parte din Ucraina. Ați auzit ce vrea, da? Spasiba. Deci uitați-vă și voi ce forță are arma asta. Nici tot căraia nu cred că a mai rămas pe aici. Cum arată locuința asta. Uitați-vă. Ce frumos a spus. Dacă oamenii obișnuiți sunt considerați obiectiv militar, atunci suntem obiectiv militar. Nu e cum traduce Google Translate. Deci această doamnă nu a mai spus că de nebuni, ci cumva își dă seama, zice, domne, ne bombardează ca să ne intimideze, să ne distrugă moralul. Dar suntem din ce în ce mai supărați, asta e tot. Probabil sensul este că mai mult îi îndârjește chestia asta, în loc să se lase intimidat. Ne spune, nu, să nu spere că vor avea succes aici. Nu vor avea. Deci toată lumea e în reparație aici. Deci, practic, aruncă cu găleata molozul din locuința afară, o treabă de asta, uitați-vă. Deci, iar ce ziceam, da? Vedeți că nu prosperau cetățenii, n-aveau și un termopan, tot ce ceva, aveau un lemn vechi, probabil comunist, da? E, acum nici pe ăsta nu-l mai au. Din păcate, traducerea automată nu ne mai ajută aici, nu înțelege da? Ce se spune. Probabil vorbesc amândouă împreună sau cine știe, sunt prea departe. Haideți să vă faceți o perspectivă cât de mare este groapa. Ia uitați. Da? Deci Patrick Lancaster s-a băgat în groapă și este mai adâncă decât este înaltă. Nici nu știu cum să mă exprim. Așa, hai să vedem ce are de spus pe final și să ne pregătim să încheiem și noi. No opinions to interject into this report, just the facts from the people here on the ground, so you see what it... Da, el ne spune că nu este nimic, nu e opinie ce prezint eu aici, ci doar faptele așa cum sunt ele filmate și oamenii așa cum mărturisesc ei că se întâmplă lucrurile. What's happening here? So you have a choice to see things on both sides of the contact line, not just what you're shown by the Western mainstream media, the only half and parts of the truth mixed with lies that they will... Da? Deci, spune astfel, aveți ocazia să vedeți relatarea și din partea rusă a treburilor, nu doar relatări din media occidentală, da? El nu spune să nu ne uităm la media occidentală, spune să ne uităm și la media rusească, să-i spunem, deși el este american, dar și la media occidentală și să comparăm cele două jumătăți de realități, da? Așa și ia să vedem. Spune că să fim atenți că relatările Occidentului deseori sunt cu jumătăți de adevăr sau direct minciuni. The information that benefits Ukraine. I show you what's happening here. Relatorii pro-Ucraina, el ne arată ce se întâmplă aici la fața locului. Vedeți, da? Vedeți. Moloaze, gunoaie, ok? Ia să vedem ce mai the locals here and the military actions on this side of the contact line.
So, again, please like, share and subscribe. Da, o să vă rog și eu pe voi să faceți acest lucru, da, să dați like, să vă abonați la canalul meu, să distribuiți dacă vreți, așa și îi dădusem deja like omului. Uite, îl iau ca să îl mai dau o dată. Bravo, Patrick Lancaster. La revedere!